Un copil obez, un clujean ambițios, a devenit campion la concursuri de fitness și culturism. Acum este unul dintre cei mai buni antrenori de fitness din Cluj și ne învață cum să slăbim și să avem o alimentație sănătoasă. La 12 ani, Florin era un copil obez. Își amintește că era ținta ironiilor pentru toți colegii de la școală. Eram foarte obez, nu puteam să joc fotbal și râdeau copiii de mine, făceau mișto pe seama mea. Asta l-a ambiționat teribil, iar peste ani a devenit campion la culturism și antrenor personal la o sală de fitness din Cluj-Napoca. Pentru cei care vor un corp de invidiat, sfatul său este unul simplu. Faceți sport și renunțați la dulciuri, mâncare de tip fast food și băuturi carbogazoase. Dimineața mâncăm un avocado, două fierte, putem mânca fulgi de ovăz sau două felii de pâine, putem mânca pâine, dar să fie integrală, ca și gustare, un fruct sau un eur mic, la prânz putem mânca cartofi sau orez, făcut cât mai natural, cât mai ori la cuptor, ori fiert, cu niște proteine gen pește sau piept de pui. Din nou, să avem o gustare, tot așa un iaurt, un fruct sau niște fructe olaginoase, nuci, migdale. Iar seara este de evitat carbohidrații, pâinea, orezul, pastele, cartofii. Uite, tu așa să le spui fetelor care te privesc, ce mănânci până la urmă? În primul rând, vara a trecut fără înghețată și fără prostii. Cam ce? Ciocolată? La ce? Ciocolată, exclus, chipsuri, sucuri. Carbogazoase? Fără. Deci nu se discută. Cât despre mâncatul seara, indicat ar fi să luăm ultima masă cu 2 ore înainte de culcare.